Bună, sunt Kristina Zavarski și bine v-am regăsit! Continuăm maratonul nostru. M-am gândit în video de astăzi să vă arăt câteva exerciții care o să vă ajute să faceți șpagatul. Șpagatul nu doar arată bine estetic, dar și această poziție de șpagat este foarte sănătoasă. Puteți învăța să faceți șpagatul la orice vârstă. Nu este neapărat să faceți în copilărie gimnastică ca să puteți face șpagatul. Cu un pic de ambiție și antrenamentele regulate puteți să faceți șpagatul și la 50 de ani. Înainte să începem video de astăzi, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Nu uitați că acest buton roșu de abonare trebuie să fie gri. Puneți pe pauză acest video și verificați dacă sunteți abonați. Vă invit și pe pagina mea de Instagram, acolo postez zilnic, sunt foarte activă și sper că mă inspir cu postările mele. Iar acum să trecem la treabă. Așadar, piciorul drept este îndoit, piciorul stâng este întins. Începem să ne aplicăm într-o parte. Dacă nu puteți să mergeți până jos, mergeți până unde puteți și rămâneți în acea poziție câteva secunde. Acum o să ne aplicăm în față. Dacă sunteți începători, întindeți mâinile și stați câteva secunde în această poziție. Dacă sunteți un pic mai avansați și aveți flexibilitatea mult mai mare, atunci puneți mâinile pe coate și stați în această poziție câteva secunde. Dacă aveți o flexibilitate foarte bună, mergeți până jos. Încercați să atingeți cu abdomenul piciorul. O să facem același lucru și cu celălalt picior. Piciorul drept este îndoit, piciorul stâng întins, apăsăm bazinul jos. Stăm în această poziție câteva secunde. Punem piciorul pe saltea și din nou apăsăm bazinul. Facem același lucru și cu celălalt picior. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your break. Is it even there to find? Acum, piciorul drept este peste piciorul stâng. Ne prindem cu mâinile de piciorul stâng și îl tragem spre piept. Câteva secunde facem acest exercițiu. Schimbăm piciorul. Și din nou, piciorul drept este înduit, piciorul stâng este întins, mergem cu bazinul jos. Facem acest exercițiu câteva secunde. Punem piciorul pe saltea și din nou apăsăm bazinul. Facem același lucru și cu celălalt picior. Și acum, încet și cu grijă, încercăm să facem șpagatul. Dragii mei, acesta a fost antrenamentul nostru de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut și sper că o să vă inspire. Flexibilitatea este foarte importantă, mai ales pentru noi femeile, ne face să ne simțim mai bine și să fim mai sănătoase. De aceea, încercați să faceți exerciții de flexibilitate cât mai des puteți. Vă pup, dragii mei, și ne vedem mâine! Pa, pa! How can I get out? I'm out of time to make you mine.